Bun găsit la întâlnirea noastră săptămânală cu Look Motors, magazinul sporturilor cu motor. Am avut, ca de obicei, un weekend plin pe canalele noastre, cu Raliul Sibiului, una dintre etapele tradiționale din campionatul național de specialitate, cu Formula 1 care se pregătește să intre în vacanță, dar nu înainte de a ne fi oferit poate cel mai spectaculos Grand Prix al acestei prime jumătăți a stagiului. De asemenea, acțiune pe teren de casă în România, tot în zona Sibiului, cu Romaniex, fără îndoială competiția numărul 1 pe două roți organizată la noi în țară. Și apoi, să nu uităm, ne pregătim în acest weekend de reluarea campionatului mondial de motociclism viteză. Vom avea numai puțin de 3 Grand Prix-uri programate în august și totul demarează la acest sfârșit de săptămână la Spielberg pe Look Sport 3 Motors, cu marele premiu al regiunii Steiermark sau Stiria, dacă preferați. Înainte de asta însă merită să ne concentrăm atenția asupra unui sibian, pentru că tot weekendul trecut am avut acțiune în acea zonă reputată pentru motorsport la noi, Raiul Sibiului, spuneam, una dintre rundele tradiționale din campionatul național. În plus, Romaniex, pentru că despre asta este vorba, competiția de hard enduro internațională și a derulată an de an tot acolo în zona Sibiului, așa încât nu puteam rata ocazia să chemăm aici în studio unul dintre numele importante care fac cinste țării pe scena internațională. Bun găsit, Raul Badiu! Bun găsit, mulțumesc. Raul, tu ești pilot de raliuri, chiar dacă nu ai rulat în campionatul național, ai fost prezent acolo la etapa de casă. De ce te-am chemat aici? Nu în calitate de spectator, ci de reprezentant al nostru în campionatul mondial de juniori, Junior VRC, pentru că anul acesta ai un program în acest campionat care însumează 5 etape, deja 3 s-au scurs, vom vorbi despre ele, însă pentru moment spune-ne mai multe de unde s-a născut pasiunea ta pentru motorsport. Știu că tatăl tău a fost implicat din totdeauna în calitate de pilot amator, apoi de observator, arbitru și acum de oficial al Federației Române de Automobilism Sportiv, dar tu ți-ai început o carieră aparte și asta încă de mic. Exact, am crescut în partea asta de motosport, am crescut cu tata, încă de mic m-a luat de la competiții și am respirat benzină de cursă și cauciucuri și așa mai departe. Deci n-aveam cum altfel decât să fiu fascinat de asta. Întotdeauna am visat să ajung la volan. Dacă la început mergeam pe calculator, pe simulator, pentru că atât îmi permitea și vârsta și partea financiară. La 16 ani am reușit totuși să debutez în campionatul național de salon paralel, un campionat care se desfășura la Sibiu, pe tradiționala super specială, pe Macadam. Acolo nu aveam nevoie de permis, nu aveam nevoie de bugete mari, orice mașină cu rollbar și cu echipament, fie el și expirat, puteam lua startul. Și așa a început cariera mea în motosport. Evident, de când am suit mașina de cursă, știam unde vreau să ajung, în VRC respectiv, să fac performanță cât mai mare și de acolo a început drumul meu. Cât a contat, ca sibian, să fii într-un mediu în care se întâmplă competiții motorizate an de an? Spuneam, Raliul Sibiului, nu e etapă tradițională doar așa pentru că ne place nouă să o catalogăm astfel, a făcut ani de zile parte din calendarul campionatului european. De asemenea, tot acolo, exact cum spuneai, lucruri super speciale, celebra groapă, în care se organizează tot felul de competiții pe Macadam. Și să nu uităm, de mai bine de un deceniu încoace, Romaniex, competiția de hard enduro, este organizată acolo cu participare internațională. Au venit nume importante, fuși campioni mondiali de hard enduro, Graham Jervis și mulți alții, David Knight, de exemplu, au rulat acolo, ca să nu mai vorbim de Cyril Depre, exact, da. Multiplu câștigător în Dakar. Sau de Manny Genis, reprezentantul exact. Nostru, singurul, cu 14 Dakaruri la activ. Da, și singurul pilot care a făcut toate, singur rider care a făcut toate edițiile Red Bull Romaniex. Iată. Da. Da, Sibiu e un pol foarte important al motosportului în România și nu numai. Să nu uităm că încă din anii 70, Raliul Dunării trecea pe la Sibiu, se desfășura și la Sibiu, astfel încât Sibiu a oferit multe generații de piloți și de participanți la raliuri și nu numai.
Am avut și etape tradiționale de viteză în coastă, spre Păltinii sau spre Cisnădeoara. Evident, când ai toate competițiile lângă tine, e foarte ușor să prinzi acest microb. Pentru mine a contat foarte mult că am avut și aproape motosportul, că am avut și în familie partea asta de motosport și, de asemenea, cum spuneam, decisiv a fost faptul că la Sibiu se desfășura campionatul de slalom paralel, unde puteam să debutăm și să creștem. Evident, eu nu stăteam doar la Sibiu să văd etapele, nu exista etapă în campionat la care tata să se ducă și eu să nu fiu acolo cu Raul, te-am prins ceva mai devreme în studio și te-am supus unui veritabil tir de întrebări. Verde. Pizza. Nu știu. Vietăți. Grătar. Cafea. Nici una, nici alta. Rock. Rock FM, depinde de drum. Metale, chiar și pe etapă, la raliuri. Câteodată mai pun câte ceva mai antrenant. Sau dacă simt că sunt un pic prea pompat, pune și ceva mai lent. Dar niciodată We Are The Champions dacă nu câștig. Înțeleg exotice, n-am fost niciodată. Nu știu, dacă aș zice vreun pilot de rally, eu n-ar da prea bine, așa că trebuie să mă gândesc la o persoană, la o fată, sau... nu știu. Copilot, probabil. Nu știu, orice, dar cred că ar fi rezonat cu mașinile, cu rally-urile, cu turele, cu... Nu știu dacă, ce o să se întâmple dacă ajungem la mașini electrice. Snooze, la alarmă. La părinți, de la tata, de la frate, de la familie, de la... în general. Text, mai mult, dar... dacă sunt la volan, voce sau apel direct prin Bluetooth, niciodată cu telefonul în mână. Finlanda. Cred că am fost de 10 ori spectator și odată pilot, deci... De asta, când m-ai întrebat mai devreme unde vreau să ajung să călătoresc, aș fi zis Finlanda, dar am fost deja de vreo 10 ori. Sport și geografie. Chimie. Noroc că nu l-am ținut legat cu profesorii de atunci. Eu am crescut cu piloții finlandezi, dar cred că ar fi trebuit să învăț franceză mai degrabă, că în ultimii ani numai francezii au fost... Deci cred că Cojie n-ar fi rău, aș avea ce să învăț de la el. Relaxat, nervos, calm. François Delcourt. Am fost cu el în echipă 3 ani, am învățat foarte multe de la el. Totuși, vicecampion mondial de raliuri, aproape să fie campion mondial în 94 până să aibă un accident, deci clar e o referință. Și am fost privilegiat să fiu 3 ani cu el în echipă, etapă de etapă. Sunt mai frumoase senzațiile pe macadam, dar și asfaltul îmi place foarte mult. Uscat, forțele laterale mult mai mari, poți să mergi mai încrezător, dar sunt foarte rapid și pe ud. Viraje la stânga, nu sunt pe partea mea, că se întâmplă ceva, e copilot acolo să absorbă. Glumesc. Dar am în două. Pe ambele părți. Când se leagă, e foarte plăcută senzația. Acum, la raliu în Estonia, câteva scule la un coleg în mașină. Și chiar acum, la raliu Sibiului, eram la shakedown și a venit un coleg, un participant pe pan, l-am lăsat să schimbe roata, chiar dacă eram pe margine. Să termin cursele, să acumulez experiență.
La început credeam că e mai importantă viteza decât experiența, dar e important să faci asta pas cu pas. Deci nu periclita niciodată rezultatul sportiv pentru în defavoarea vitezei. Mai bine termini și acumulezi experiența, pentru că ulterior poți să fii și rapid. Întoarcem la Luc Motors alături de Raul Badiu, reprezentantul nostru în campionatul mondial de raliuri, categoria junior. Raul, până în momentul acesta, cred că ești pilotul din România care a pilotat cele mai multe modele pe unitate de timp. Te-am văzut cu Dacia Logan, tocmai ne-ai povestit, Renault Clio, Suzuki Swift, un Opel Kadett mai vechi, Mitsubishi, Dacia Sandero, Ford Fiesta. Ok, ce se întâmplă? De obicei, știi foarte bine, piloții de la noi rămân 10, 15, poate chiar 20 de ani sau o întreagă carieră cu aceeași mașină, pentru că ei sunt fani sau pentru că este modelul pe care și-l-au luat. De unde e genul acesta de schimbare permanentă în ceea ce te privește? Cum spuneam, bugetul e foarte important. Eu întotdeauna țintesc performanța cât mai sus. Și evident, de fiecare am încercat să merg cu mașină cât mai performantă cu bugetul disponibil. Încă dacă în unii ani mi-am permis să merg cu un Renault Clio de 250 de cai și cu buget de peste 100.000 de euro în campionatul național de raliuri, a fost în cadrul unei echipe puternice, a fost foarte bine. Anul următor am mers cu Dacia Logan la fel de bine, pentru că din nou asta mi-am permis. Sunt foarte privilegiat în ultimii 3 ani să reprezint România în campionatul mondial de raliuri și să merg cu un super de Ford Fiesta Rally 4, din nou cu bugete foarte mari, peste 200.000 de euro pe an. Deci totul, mașina a fost în funcție de buget. E evident, încă din primul an, de când am ieșit campion la două roți, dacă aș fi putut anul următor să merg cu mașină cu tracțiune integrală, sezon complet, să mă bat pentru locul 1 în campionatul național de raliu, ar fi mers. Dar, din nou, depinde mult de buget. Hai să vorbim puțin despre campionatul mondial de juniori. Sezonul 2021 are 5 etape, 3 s-au scurs până acum, Croația pe asfalt, Portugalia pe macadam și Estonia, luna trecută tot așa pe macadam, în Croația locul 8, în Estonia locul 5. E bine, e rău? Cum cântărești? Anul acesta este ultimul în care vârsta îmi permite să merg în junior VRC. Structura campionatului este de așa natură, astfel încât numai câștigătorul primește o bursă și posibilitatea să meargă mai departe cu o mașină mai performantă. Dacă spuneam cu un campionat în junior VRC este în jurul la 250.000 de euro, deja bugetul pentru VRC2 cu un R5 este undeva în jurul la 600-700.000 de euro într-un an. E greu, numai cu partenerii, deci de asta noi ne aveam ca obiectiv clar să câștigăm titlul, pentru că asta era cea mai bună șansă să mergem mai departe. Sezonul a început excelent pentru noi, deci eram în obiective după 4 probe, eram lideri în Junior VRC în Croația după 4 probe, cu probe câștigate, cu absolut totul mergând foarte bine, până când probleme tehnice independente de noi, turbina respectiv, s-a hotărât să nu joace pentru planurile noastre și am terminat numai pe locul 8 din favoriți, din punctul meu de vedere favoriți. Asfaltul nu e neapărat suprafața noastră preferată, dar nici a nordicilor. Și clar, obiectivul în Croația era să câștigăm, dar din păcate probleme tehnice nu ne-au permis asta. Am plecat, în schimb, optimiști pentru etapele următoare, adică ritmul clar, vedeam că e acolo pentru primele locuri. Și am ajuns în Portugalia, un raliu foarte dur, unde știam că strategia contează mai mult decât viteza. Drept dovadă, au terminat doar 2 piloți din 8, fără probleme tehnice, dar din nou, noi am fost între cei cu probleme tehnice, motorul a cedat și am abandonat și am plecat cu 0 puncte. Acum, venind la ultima etapă în Estonia, în continuare, din structura asta de 5 etape, cel mai slab rezultat se scade. Noi am tăiat Portugalia de pe listă, veneam în Estonia cu gândul din nou să fim competitivi. Știi că va fi foarte greu, pentru că din cei 8 piloți de la start, 5 sunt nordici, sunt localnici, foarte rapizi pe în Estonia. Deci, ca viteză, noi ne vedeam undeva ca în locul 6-7, fără să luăm riscuri foarte mari.
știm din trecut și în Finlanda că am fost foarte rapid și eram acolo între primii piloți, eram chiar lider la sprinturi pe o probă, dar s-a sfârșit totul cu un accident. În Estonia anul trecut la fel, am fost foarte rapid între primii piloți, dar s-a sfârșit cu o greșeală unde am pierdut foarte mult timp. Anul ăsta am zis să luăm o strategie un pic mai conservatoare, dar de data asta nu au fost probleme. La ceilalți s-a terminat pe locul 5. Deci rezultatul era oarecum unde ne așteptam. Poate și de aceea, pentru că Mondialul de Juniori necesită un buget important, nu faci un sezon complet în Campionatul Național de Raliuri, nu rulezi absolut deloc anul acesta, dar da. Pentru că am avut Raliul Sibiului weekendul trecut, nu puteai rata prezența, fie și în calitate de spectator, împreună cu băiețelul tău, da. 2 ani și 8 luni, nu? Da. Pe marginea celebrei probe Șanta. Simone Tempestini, campionul național de raliuri, nu poate fi oprit nici de problemele tehnice. Pilotul de la Napoca Rally Academy a câștigat detașat Raliul Sibiului, deși a avut probleme cu mașina în ambele zile de concurs. Dacă prima zi a mers inclusiv pe avarii într-o probă specială din cauza unei defecțiuni la cutia de viteze, în a doua zi a concurat cu pană pe alte două probe. Chiar și în aceste condiții, Tempestini nu a avut rival și a câștigat 7 din cele 8 probe speciale ale raliului desfășurat pe Macadam. Simone a terminat cu mai bine de 2 minute în fața lui Sebastian Barbu, cel care a câștigat proba de noapte a raliului sibian. A fost a patra victorie din tot atâtea etape la care Tempestini a participat în acest sezon. Pe o Skoda Fabia R5, pilotul de la Napoca Rally mai are nevoie de un singur succes pentru a câștiga al șaselea titlu național. Sebastian Barbu nu a avut nicio șansă la victorie, dar nici nu i-a fost amenințat locul 2 pe podium. Pe o Skoda Fabia Rally 2, pilotul sibian a avut un parcurs constant în raliul de casă și a obținut al patrulea podium stagional. Pe locul 3 a încheiat în cele din urmă Adrian Teslovan. Acesta a profitat de penalizările suferite de Adrian Răspopa și Dan Gârtofan, ocupanții primelor două locuri în raliul Moldovei. Ambii au încălcat regulamentele, însă dacă Gârtofan s-a ales cu o penalizare de 5 minute, Răspopa a pățit-o și mai rău. A fost exclus din clasamente la finalul etapei pentru că a pontat după ce a trecut prin parcul de service. A fost și un incident neplăcut la Sibiu. Mașina Ford Fiesta, echipa lui format din Bogdan Gligor și Ionuț Lazăr, a luat foc pe traseu și a întrerupt mai bine de o oră raliul. Din fericire, cei doi au scăpat teferi, însă mașina a fost distrusă complet. Următoarea etapă a sezonului va fi raliul Iașului în primul weekend al lunii septembrie. Un raliu al Sibiului cu un învingător mult așteptat. Raul, ce intenții ai pentru finalul de an? Te vom vedea în campionatul național sau rămâi cu obiectiv campionatul mondial de juniori? Am sacrificat totul, am pus tot focusul pe campionatul mondial de raliuri. Eu aș fi participat în fiecare weekend, evident, și în România, și în campionatul european de raliuri, absolut peste tot, dar bugetul ne l-am canalizat pe campionatul mondial de raliuri. După 3 etape, deci după jumătatea campionatului, din păcate tragem linie și suntem destul de departe de locul 1, astfel încât următoarele etape ne vom opri, adică ni se oprește aici campionatul, din păcate. Nu are rost să continuăm și să cheltuim bugetul pentru a termina, știu eu, pe locul 5 sau chiar și pe podium. Da, ar da bine în CV, dar e mai important să ne gândim la viitorul nostru, astfel încât am început deja să lucrăm pentru 2022, să strângem bugetul și să vedem. Evident, îmi doresc mult să continui în campionatul european sau în campionatul mondial de raliuri, dar, cum spuneam, bugetele sunt foarte mari. Luăm în calcul și participarea în campionatul național de raliuri. Vedem tot în funcție de buget, de ce proiect ajungem și să fie agreat de toate părțile și de parteneri și să fim la start într-o formulă cât mai sus, cât mai performantă. Sibiul a fost capitala motorsportului românesc weekendul trecut, nu numai pentru etapa de național de raliu, ci și pentru cea mai puternică întrecere de hard enduro pe care o organizează țara noastră.
Cea mai importantă competiție de hard enduro organizată an de an în România a ajuns weekendul trecut la ediția cu numărul 18. Romaniacs a strâns la start, ca de obicei, crema disciplinei. Foști învingători precum britanicul Graham Jarvis, sud-africanul Wade Young sau învingătorul ultimelor două ediții, germanul Manuel Lettenbichler, și-au disputat supremația de-a lungul a 4 zile la categoria Gold cu cel mai dur traseu. Lettenbichler a controlat ostilitățile și s-a impus în fața sud-africanului Young și a spaniolului Mario Roman. La 23 de ani, Manuel Lettenbichler a obținut al treilea titlu consecutiv la Romaniacs și l-a egalat pe legendarul Cyril Dupré, învingător aici în 2004, 2005 și 2007. Următorul pas să se apropie de recordul absolut, 6 titluri deținut de legendarul Graham Jarvis. Mani Ghieneș a rulat în acest an la clasa imediat inferioară, Silver, acolo unde sătmăreanul a terminat doar pe locul 13. În ziua a treia, Mani a pierdut timp cu accidentare și cu scoaterea motocicletei dintr-o râpă. Chiar și așa a terminat Romaniacs pentru a 18-a oară din tot atâtea ediții. Azi dimineață, când am luat startul, a fost ok, dar după un timp iarăși a început să mă doară mâna unde m-am lovit ieri și până la service point am avut dureri mari, mai ales în coborâri unde mă scutura ta foarte tare ghidonul. La service point am luat o pastilă de durere, după care mi-a trecut durerea, dar un pic m-am moleșit. N-am mai putut să mă concentrez așa tare la traseu. Important e că am ajuns la finish, mă bucur foarte mult că sunt aici. Nu e chiar rezultatul care mi l-am dorit, aș fi vrut să vin mai în față puțin, dar important că am ajuns aici și pentru a 18-a oară. Anul acesta am mers la Silver, deși nu prea m-am antrenat foarte mult pentru hard enduro, și chiar de asta sunt și mult mai fericit că totuși am reușit să fac față acestei categorii care este foarte grea. Surpriza ediției a reprezentat-o însă Bogdan Buțiu, cu un parcurs excelent la clasa bronz. Obositor, nu foarte greu, dar pregătirea mea n-a fost destul de mare, așa că am dat tot ce am putut, mai mult n-am avut cum. Mă bucur că am terminat pe această poziție și sper că de acum încolo o să mă antrenez și o să vin și la următoarele Red Bull Romania. Din aproape 200 de piloți înscriși la clasa bronz, Bogdan Buțiu a terminat pe 2 la doar 6 minute de învingătorul Artiom Kuncevici din Belarus. Evenimentul numărul 1 al weekendului trecut a venit însă de la vecinii noștri maghiari. Marele premiu de Formula 1 de la Hungaroring marca ultima etapă înainte de pauza de vară. Și ce Grand Prix am avut! Apoi la locomotor, alături de reprezentantul nostru în campionatul mondial de raliuri categoria junior, Raul Badiu. Raul, te uiți la Formula 1 sau doar raliu și atât? Mă uit și la Formula 1, mă uit la mai multe curse. Motosport îmi curge prin vene, cam tot ce pot urmăresc. Înseamnă că n-ai ratat sezonul acesta de Formula 1, pentru că este cu siguranță unul dintre cele mai antrenante din ultimul deceniu. Max Verstappen poate mai aproape ca niciodată de primul său titlu mondial, dar Lewis Hamilton deja de două curse încoace a inversat puțin balanța. Cât a fost șansă duminică și cât și-a făcut el însuși în norocul? Da, era aproape să ratez cursa de la Formula 1, plecam acum de la raliul Sibiului, dar când am văzut ce aglomerate pe Valea Oltului m-am întors și bine am făcut, că am văzut startul. Ziceam cu tata și cu fratele meu și când urmăream cursa că ar trebui cursele de Formula 1 să fie tot așa sprinturi, de câte 3 ture și restart, 3 ture și restart. În ce a fost remarcabilă cursa de duminică? Ce a fost ea deosebită de tot ceea ce am văzut vreodată în Formula 1? Au fost multe premiere, adică să-l vedem pe Hamilton singur pe linia de start a fost ceva, apoi să-l vedem pe Ocon să câștige din nou o premieră, o cursă incitantă deja și în primele curse, în primele ture. Din păcate, mulți contenderi la primele locuri au avut de suferit. Iar apoi după restart a fost o cursă mai în nota normală, până când Hamilton a început să recupereze și a avut parte de niște dueluri foarte interesante. Am văzut și cu Alonso acolo, da, 9 titluri la un loc, luptându-se pentru poziție.
A fost o cursă incitantă de văzut. Păi la mijloc așa un pic, dacă a fost nota obișnuită un pic, putea să te, lua, să te ia somnul, dar apoi pe final din nou a fost foarte plăcut de urmărit și premierea la final și chiar... Și descalificarea lui Vettel, pe care sincer n-am înțeles-o, da. Dar pe de altă parte... Formula 1 întotdeauna are genul acesta de regulă, care trebuie să ai un litru de carburant în rezervor din care să extragă acele sample-uri, acele eșantioane care să trebuiască fi verificate. Bun, se întâmplă și Moto Mondial de viteză. Exact, și la raliuri, la noi la fel, tot timpul. Când venim în parcul de serviciu, trebuie să avem minim 3-4 litri de combustibil în rezervor pentru sample, pentru FIA, pentru trimis și așa mai departe. Asta e... Cred că a fost și o eroare până la urmă, exact, de a echipei de acolo și de management. Cred că putea fi și manageriat altfel pe finalul cursei, asta cu combustibilul. Păcat. Oricum, rezultatul și performanța rămâne. Adică când avem întâmplări de genul, îmi place să dau exemplu, să-mi aduc aminte de Sebastian Loeb, care la primele curse cu Citroen a câștigat, era un podium nemaipomenit la Monte Carlo, full Citroen, cu el pe locul 1, Sainz și Colin McRae pe podium, ca ulterior să fie descalificat, dar pentru el la fel. Asta e prima lui victorie și... La exact fel și aici. Rezultatul sportiv nu cred că a fost influențat de faptul că a avut el un litru mai puțin decât ceilalți, dar asta e, până la urmă, astea sunt regulile jocului și trebuie să trebuie respectate. Este că asta joacă în favoarea lui Hamilton. Nu că ar fi avut nevoie la acum de curs acest Grand Prix, dar iată, Hamilton câștigă 3 puncte suplimentar, Verstappen câștigă, dacă nu mă înșel, 2 puncte. 2 puncte, da. Cu un punct câștigat de Hamilton în această bătălie care este foarte strânsă anul acesta. Da, foarte strânsă și dacă la începutul sezonului, uite, Mercedes spuneau că se axează pe sezonul 2022 cu noile regulamente tehnice, uite că de la Silverstone au venit cu niște update-uri care dau roade și sunt foarte, foarte performante. Adică pe Hamilton, dacă ar fi fost ajutat un pic mai mult de strategie la începutul cursei, ar fi fost probabil o victorie fără nicio fel de problemă. În timp ce Verstappen a fost spectator, din păcate, victimă colaterală, da, de plecată de la Bottas, care a văzut o poză pe Facebook, care Toto Wolff în spate îl certa pe Bottas, dar în acel timp se și bucura. Astea sunt cursele, se întâmplă, până la urmă a fost incident de cursă, evident, nu era de dorit. Cel mai frumos e ca spectacolul sportiv să desfășoare pe pistă, cu depășiri și strategii la boxe și mai puțin cu incidente de genul. În marginea Formulei 1, Formula 3 și-a derulat cea de-a patra etapă a sezonului, tot la vecinii noștri, pe Hungaroring. De la Formula 1 la cea mai importantă cursă de Gran Turisme a planetei. Spa 24 de ore era weekendul trecut etapa afară a challenge-ului mondial de Gran Turisme. O cursă de 24 de ore ce reunea aproape 60 de mașini identice. Ce a rezultat? O bătălie superbă tranșată în ultimele 10 minute. Un final pe muchie de cuțit așadar la Spa, dar dramatismul a început încă din prima oră de cursă, atunci când patru mașini implicate în lupta pentru victorie au cunoscut un accident teribil. N-am avut imagini, nu există imagini oficiale, în schimb există imagini personale înregistrate de spectatorii prezenți pe circuit. Teribile imagini cu acest accident produs în Raidion Dolorouj, unele care ne-au trezit, Raul, amintirea tristă a acelui accident căruia nu i-a supraviețuit Antoine Hubert în Formula 2 în urmă cu exact 2 ani. Un accident produs tot acolo, dar cu totul alte consecințe. Ce trebuie făcut în acest viraj?
pentru ca lucrurile să nu se reproducă. E limpede că e unul dintre punctele negre ale acestui traseu. Pe cât de frumos e, pe atât de critic e virajul acesta, are Ghiendul Oruș. Într-adevăr, din păcate, acum 2 ani, Antoine Huberte nu a avut același noroc precum colegii de la Turisme de anul acesta. E greu de spus, e topografia virajului așa natură, vii cu viteză de peste 200 de km la oră, în monoposturi, la formă, cred că în jur, la, spre 300 de km la oră, și unde urmează o linie dreaptă, cu un vârf de pantă, după care nu vezi nimic. E foarte ușor să faci o greșeală când, în motosport în general, când mergi la limită, dar aici și natura parapeților e așa ca o pâlnie. Dacă ajungi pe margine, automat mașinile ricoșează pe pistă, ceilalți din spate vin, după vârful de pantă nu au cum să vadă ce urmează și uite, se pot întâmpla și uite, chiar se întâmplă accidente foarte grave. Aici au avut un noroc mare, pentru că mașina s-a oprit cu spatele la traseu și ceilalți l-au lovit din spate, dar dacă se oprea cu fața sau cu lateralul, consecințele puteau fi clar mult mai grave. Nu știu, e greu de făcut o schimbare, adică vedem că și relieful în jurul pistei e cu un deal pe o parte, cu o râpă pe partea cealaltă. Exact. Tribuna este foarte aproape, pentru că am avut aceste imagini filmate exact din tribună. Exact din tribună. Iar trebuie împinsă mult. Și am văzut, de exemplu, în motomondialul de viteză, tribuna de la Barcelona, din penultimul viraj, a trebuit și ea împinsă, a durat 2 ani până s-a făcut acest lucru, tocmai pentru că topografia nu o permitea. Deci a fost împinsă tocmai pentru că acolo s-a produs un accident mortal, cel al lui Luis Salom, în urmă cu câțiva ani la categoria Moto2. Uh-huh. Și până atunci au avut o variantă cu o șicană, dar era destul de urâtă. Da. Aici nu există această posibilitate. Totuși, în 2021, la vitezele ce se ating în ziua de azi, e neapărat să avem zone de degajare cu nisip în care să reducă foarte mult viteza și să fie parapeții mult mai departe de pistă, pentru că dacă nu, timpii de reacție sunt nuli, practic, în această situație. Nu poți să pui în seama piloților de vin din spate un astfel de accident. Clar, trebuie schimbat totul fundamental, chiar dacă ar însemna ani, poate 2 ani de muncă, totuși deja e prea târziu, că sunt accidente și au fost accidente fatale. Deci, când vine vorba de siguranță, n-ar trebui să conteze nimic altceva. August, în mod normal, este lună de pauză, cel puțin Formula 1, dar celălalt mare campionat de motorsport al planetei și-a trăit deja vacanța. Se fac 5 săptămâni pline de când nu mai avem acțiune în motomondial de viteză, așa încât e vremea să reînceapă Quartararo, Marquez și compania. Se va întâmpla la acest sfârșit de săptămână la Spielberg, în Austria, acolo unde ne așteaptă primul dintre cele 2 Grand Prix-uri programate în Alpi. Reîntoarcerea veteranilor, așa ar putea fi catalogat acest Grand Prix care ne așteaptă în weekend în motomondialul de viteză. Britanicul Cal Crutchlow îl va înlocui pe Franco Morbidelli la Petronas, un Franco Morbidelli refăcut după accidentare și după operație suferită la menisc. În schimb, poate cea mai așteptată revenire este cea a lui Dani Pedrosa. După 2 ani și jumătate departe de Grand Prix-uri, pilotul de teste al celor de la KTM revine în calitate de wildcard aici, în fieful constructorului austriac. Cu motor alături de Raul Badiu. Raul, ce obiective ai pe final de sezon? Cum vezi sezonul viitor? Ce mai pregătești? Din păcate, obiectivul anul acesta în campionatul mondial de raliuri destul de greu de atins, respectiv titlul la juniori, astfel încât ne axăm deja pentru anul următor. Punem în balanță diferite proiecte. Ne dorim în campionatul mondial de raliuri sau în campionatul european de raliuri să evoluăm cu mașină mai performantă, dar bugetele sunt foarte mari.
nu excludem și foarte viabil pare și un proiect în campionatul național de raliuri cu mașină mai performantă. Rămâne de văzut. Lucrăm, evident, să progresăm, să mergem mai departe. Am fost privilegiat destul să merg în campionatul mondial de raliuri. Am avut și rezultate bune și un progres continuu, dar acum trebuie să facem și pasul mai departe cu materialul de tehnic mai performant. Eu sper în sfârșit să am un sezon complet cu o mașină cu tracțiune integrală. Asta îmi doresc, la asta muncesc. Ne oprim aici, prieteni, cu această ediție Look Motors. În weekend, Motomondialul de viteză se reia așadar la Spielberg și îl vom putea urmări integral pe Look Sport 3 Motors. De asemenea, o nouă etapă la Dărmănești în campionatul național de viteză în coastă 2. Acestea sunt marile evenimente din weekend. Noi ne vom reîntâlni marța viitoare pentru a discuta pe larg pe marginea lor și, de asemenea, pentru a pregăti o nouă etapă în campionatul național de Super Rally la Deva și, în paralel, runda de la Târgu Mureș în România Endurance Series. Până atunci, cu bine și nu uitați să faceți porția de adrenalină! Urmărește toate meciurile din Liga 1 din orice colț de lume pe primaplay.ro.